O problemă? Ce? Mă cam speri. Nu te speri, dragă, stai liniștită, ți-am făcut eu vreodată ceva rău? Păi nu, dar mi-e frică că iar mă iei în brațe. Dar stai să înțeleg ceva. Ce? Voi m-ați luat în brațe pentru că pe 5 iulie, când a fost ziua mea, nu mi-ați zis la mulți ani. Și nici pe 16 iulie, când de fapt nu aveam emisiune, dar eu împlineam un an la Neața, n-ați făcut nimic. Ia mai dă, lasă-mă... Păi nu, am încercat să mă gândesc. Suntem deja prieteni, am zis că te-am luat în brațe, că nu te-am luat niciodată în brațe și am fost și răi cu tine astăzi. Da. Acuta, zi mulțumesc și... Scuză-mă, stai să se uite și fetițele mici la televizor și să înțeleagă și părinții. Deci este o lecție de viață. Aici intelectualii pe canapeaua verde, da? Tu ai zis-o, nu eu. Eu am zis-o. Și aceea banca a treia, a patra. Deci nici... Stăteam în prima bancă. Ele sunt tipele banca, foarte populare. Banca măgarilor. Ca cine vreți să fiți? Fetițele. Uite aici. Toți Ilari. Mi-a plăcut cartea la amândoi. Ca cine, ca cine vreți să fiți? Ca noi? Pe cale și tândală? Nu, vreți să fiți? Sincer, eu nu cred că ție ți-a plăcut cartea foarte mult. Du-te, bă, de aceea. N-am niciun dubiu ceea ce o privește pe Ancuța, însă la tine... Am fost foarte deștept în liceu, acum m-am prostit. Băi, v-am chemat pentru altceva. Vreau foarte pe scurt să-mi spună fiecare cum e genul ei de sărbători de Crăciun. Adică, admirați... statul lângă brad, familie, porc, masă mare de familie. Taci odată că n-am pus încă întrebarea. Nu m-a anticipat. Adorați ca la masa mare de familie 12 persoane plus un văr care nu s-a anunțat, dar a venit de la Caracal, să-l întrerupeți pe șeful familiei, capul familiei? Sau preferați vizită la munte, 2-3 prieteni, ceva poate romantic? Cadouri, da, nu te-am întrebat pe tine, Anca. Eu vreau un Crăciun ca în filmul ăla din anii 40, Wonderful Life. Un Crăciun alb-negru? Da, nu alb-negru. Să fie totul așa romantic și să fie atmosfera aia de sărbătoare. Cu mulți și oameni? Și să miroază a scorțișoară și a cozonac. Dar ești genul cu multă lume, că nu văzui filmul. Nu, nu. Doar nu, un grup retras, grup așa, apropiați, prieteni foarte buni. Foarte buni. Da. Nu ai mei. Ce n-am. Păi aveți multe lucruri în comun, tocilarii. Da. Sunteți... Roxana, acum ți-a venit rândul. Și eu ca în filmul ăla unde mergem așa în grup, într-o cabană și rând pe rând dispărem, pentru că ne omoară cineva, nu era într-un film de Crăciun. Tu ce vrei, să dispari sau să mergi la munte? Că nu înțeleg. Dar vrea cineva ca în clipul lui George Michael cu Last Christmas, mă rog, Wham. Ăla când se tăvălesc ei zăpadă și după aia se apucă de... Da, hai să revenim la lemnul. Deci tu mergi la munte, nu? Da. Cu prietenii undeva. Cu prietenii la munte. Pe 23 o să merg la ei, dar pe 24 o să vreau cu prietenii la munte undeva drăguț să facem braț și să primim cadouri. Ce mai contează? Flavia. La mine e clișeu. Clișeu. În familie, șpagat, cu brăduț. Aveți pulover de la... Șpagatul seara, stai. Pulover roșu, îl purtați toți la fel în casă? Da, ceva de genul ăsta. Voi sunteți da. Trei frați, este? Da. Vă vedeți de Crăciun? Da, întotdeauna. Wow. Da. Ce scump frați, e Crăciunul. Când dar poți să vii la noi, să știi. Poți să mai am pulover roșu, da. Gata. Eu un pic am scurt și cam mulat, dar... Pulover de la roșu cu ren. Aici? Da, mai am un... Băi, deci stați așa, bă, să trag eu o concluzie. Vlăduț, fii atent. Da. Deci Martin se duce cu prietenii ei foarte apropiați, ea și cu sine, la munte. Ioneasca se duce la Flavia, care se reunește cu toată familia. Ți se pare că a rămas cineva singur de către sărbători? Singur, adică ca un deget. Da, ca un deget. Ca un deget. Da. Nu știu dacă a rămas cineva singur. Nu, păi el e și în hrăne și Crăciunul ăsta, nu? Dar tu ești familie, noi toți suntem o familie. Da. Asta n-a să se leg. Da, dar suntem familia lui George din Seinfeld. Înțelegi? Noi nu avem Crăciun, avem Festivus. Noi de Crăciun strigăm unul la altul și ne spunem ce urâm la celălalt și ce am urât un an întreg. Și ne vine să. Pentru că am avut